Salut! Nici ție nu-ți place când îți vine fluturașul de salar și, de exemplu, din 3.000 de euro primești și tu pe cont aproximativ 1.900, adică din brutul tău de 3.000 îți intră pe cont 1.900 de euro. Ei bine, țin să te anunț că în Germania sunt câțiva pași care ai putea urma chiar și tu pentru a primi mai mult salariu net din cel brut. Am să-ți dau astăzi 5 ponturi cum poți să-ți mărești salariul lunar începând, de ce nu, de astăzi. În primul rând, tot ce ar trebui să știi e că acești pași sunt foarte simplu de urmat și sunt la îndemâna oricărui cetățean, atât german cât și din afara Germaniei, oricărei persoane care locuiește pe teritoriul Germaniei și muncește aici cu drepturi depline. De început, primul exemplu care aș vrea să ți-l dau ar fi acela de a schimba casa de asigurare de sănătate. Da, în Germania există mai multe case de asigurare de sănătate, nu doar una singură, ca și în România, unde există CAS-ul. Aici poți opta singur pentru oricare din casele de asigurare care dorești să ai contract cu ea. Mai exact, va trebui în primul rând să știi că atunci când ai semnat deja cu o casă de asigurări de sănătate, 18 luni ești legat de ea. Demisia de la o casă de asigurări de sănătate durează aproximativ 2 luni, nu mai mult. Serviciile oferite de aceste case de asigurări de sănătate sunt în 90% din cazuri identice. Singura diferență este aceea că tu ai putea economisi între 100 și 300 de euro anual schimbând această casă de asigurări de sănătate. Pontul numărul 2. La numărul 2 vă recomand să cereți o facilitate în locul unei măriri de salar. Da, exact. Decât să preferați o mărire a salariului cu 100 de euro, care sunt 100 de euro brut, vă recomand să cereți o majorare nu în salariul brut, ci printr-o facilitate. Astfel, puteți cere o facilitate a angajatorului dumneavoastră, cum ar fi preluarea plății abonamentului de metrou în valoare de 100 de euro, exemplu. Și dacă vă plătește acest 100 de euro abonament pentru metrou, practic v-a plătit această sumă completă de 100 de euro, care nu mai este impozitată. În cazul impozitării, voi în mână veți rămâne cu doar vreo 50 de euro. Dar oferindu-vă o facilitate, voi veți beneficia de întreaga sumă de acei 100 de euro pentru plata unui serviciu, pentru plata unei facilități de care voi veți beneficia pe deplin. Pe deplin mă refer la întreaga sumă, în valoare de 100 de euro. Alte idei pentru facilități ar fi un voucher de combustibil. Acesta poate fi în valoare maximă de 44 de euro pe lună. De asemenea, angajatorul vă poate prelua costurile de îngrijire a copilului din grădiniță, de exemplu. Sau de asemenea, vă poate prelua costul de la plata cantinei, de unde dumneavoastră luați masa în cazul în care aveți o cantină la locul de muncă. Și am ajuns la punctul numărul 3. La numărul 3, ce vă recomand eu ar fi să schimbați clasa de impozitare. Schimbarea clasei de impozitare o pot face în general cuplurile căsătorite, dar de asemenea și părinții care își cresc copii singuri. De exemplu, pentru cuplurile căsătorite ori pentru cuplurile în concubinaj, aceștia pot opta pentru clasele 4-4 de impozitare, adică o impozitare identică, ori pot opta pentru clasele de impozitare 3 și 5. La clasele 3 și la 5, vă recomand cel care are salariul mai mare să opteze pentru clasa 3, iar cel cu salariul mai mic să opteze pentru clasa 5. Astfel, cel care are salariul mai mare, având clasa 3 de impozitare, va avea o reținere mult mai puțină de impozit, va plăti mult mai puțin impozit, un procentaj mult mai mic, iar cel din clasa 5 va plăti un impozit mai mare, dar pe o sumă mai mică de venit, de salariu brut. Acest schimb de clase de impozitare poate să fie foarte benefic pentru familii sau pentru soți, ori pentru persoane care stau doar în concubinaj, în special când diferența salarială este foarte mare între cei doi soți, ori atunci când unul dintre soți nu lucrează deloc. Practic, acela care ia clasa 5 nu va impozita nimic. Ajungem la numărul 4, la pontul numărul 4. Un Freibetrag. Acesta se obține prin cerere la Finanzamt. Puteți cere o deducere din impozitul care dumneavoastră îl plătiți
pentru diferite motive, cum ar fi motivul de costuri de deplasare, pentru cursuri de specializare, de ce nu pentru îngrijirea copiilor, ori costuri pentru sănătate. Dacă veți cere o astfel de deducere, veți fi obligat de anul viitor, practic, să faceți un Steuererklärung, o recalculare a impozitului. Acesta fiind și punctul numărul 5 la care am vrut să ajung împreună cu voi, Steuererklärung, recalcularea impozitului. Faceți acest lucru chiar și dacă nu sunteți obligați să-l faceți, chiar dacă sunteți singuri și aveți clasa de impozitare 1, Steuer clase 1, nu este nici o problemă. Puteți, oricare dintre voi, aveți acest drept de a face această reevaluare a impozitului, recalcularea acestuia. Anual, milioane de persoane din Germania nu fac acest lucru și practic dăruiesc, donează statului german milioane, sute de milioane de euro. 9 din 10 persoane care fac acest Steuererklärung primesc bani înapoi. Astfel, cei care primesc bani înapoi, în medie, se primește aproximativ 935 de euro pe an. Acest Steuererklärung este foarte simplu de făcut. Există programe online care le puteți descărca sau cumpăra și să vi-l faceți singuri acasă. Puteți să luați de asemenea formularul direct de la Finanțant pentru a vă face direct singuri acasă acest Steuererklärung. Ori puteți opta pentru un contabil care să vă facă pentru voi acest Steuererklärung, dar bineînțeles că veți plăti o oarecare sumă de bani. Acesta nu va lucra nici din greșeală gratuit. Tot aici, la acest punct, este foarte bine de știut că cei care nu ați făcut deloc până acum, puteți să faceți retroactiv pe ultimii 4 ani și astfel, când primiți bănuții, îi veți primi retroactiv pe ultimii 4 ani plus toată dobânda de la Finanțant. Dacă și ție ți-a plăcut acest videoclip, te rog frumos, dă-i un like, abonează acest canal și, nu în ultimul rând, distribui acest clip tuturor cunoscuților tăi pentru a beneficia de aceste informații. Numai bine! Pa, pa!